rău mă dor, ochii mă dor. La Hit FM asculți hituri din folclor. Hit FM Alba, hituri pentru tot poporul. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Bun găsit tuturor! Sunt Daniela Turlea și vă invit la emisiunea de Dor de Dragoste de Voie Bună. Astăzi o emisiune specială, fiindcă avem un invitat special venit de la Mediaș, Costel Popa. Bine ai venit, Costel! Venit de departe, peste 90 de kilometri. Bine te-am găsit, Daniela, pe tine și pe toți cei care ne ascultă și îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia pentru a fi aici. Nu puteam să nu-ți dau ocazia, fiindcă piesele tale sunt extraordinare, îmi plac foarte, foarte mult și cu siguranță și radioascultătorilor noștri o să le placă. Sunt pline de viață, sunt pline de antren, au suflet piesele tale. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mă bucur să aud asta și pot să spun că am și o legătură destul de apropiată cu Alba Iulienii. Așa, spune-ne tot! Da, păi eu am făcut parte din ansamblu Jidvei România și cu acest ansamblu am participat la câteva ediții a Festivalului Strugurile de Aur, de aici, de la Alba. Și am cântat în cadrul acestui festival, atât cu ei cât și solo. Și am simțit căldura primită din partea Alba Iulienii. Păi ai simțit căldura, fiindcă și tu ai dăruit căldură. Întotdeauna artiștii, când sunt pe scenă, nu fac altceva decât să transmită bucurie și tot ceea ce ei au în ei, în interiorul. Sunt artiști și artiști. Tu ești unul dintre cei care transmit. Cum reușești? De unde vine căldura asta? Dacă tu așa zici și publicul prin palmele sare pe care mi le dă, așa îmi spune, cu care înseamnă te răsplătește. Că așa e. Așa este, da. Păi, nu știu, nu fac altceva decât să îmi cânt ofurile, să-mi cânt viața, să-mi cânt ceea ce eu mi-aș dori de la viață, să-mi cânt bucuriile, să-mi cânt supărările, pentru că pot spune că toate fac parte din, deși viață, la începuturile mele am umblat la culegeri de folclor, după o vreme am început eu să îmi compun cântecele, atât melodiile cât și textele, și prin, cred că tu știi cel mai bine, pentru că iată stau în fața unui monument, ca să spun așa, al culturii. Oh, mulțumesc, nu chiar monument. Pentru că și tu crezi texte, da. Dar sunt și eu un om care încearcă să-și aducă contribuția cât mai bine în lumea asta, să lasă așa știi o lumundă luminoasă. De ce mine te-am numit monument? Pentru că știu că ai o vastă cultură în multe domenii, atât în cultura noastră tradițională, cât și în altele. Și de aceea fac și eu cred ce pot, că Costel, deții toate informațiile posibile. Nu, nu le dețin pe toate. Doamne, cât mi-aș dori să am acea minte de elefant, să pot să dețin cât mai multe cunoștințe și din ele să dau și altora cât mai mult posibil. Dar eu cred că prin ceea ce faci dai totul. Dau tot ce se poate. Chiar dau tot ce se poate. Uite, și acum mie pot spune că mi dai putere de a merge cu tărie în fața publicului prin undele radio de data asta. Da, asta da, fiindcă meriți. Crede-mă, meriți. Faci atât de multe, ești multitasking, iată, și muzică, și cântat, și linii melodice, și textele, poezia, acea poezie frumoasă pe care o scrii, și tocmai de asta te-am invitat în emisiunea noastră. Să ne vedem și face to face. Și să ne vedem și noi așa, doi, da, bineînțeles. Și să
vii în fața radio ascultătorilor noștri cu bogăția asta ta, fiindcă nu ai venit cu mâna goală, ai venit cu atâtea melodii frumoase pe care noi cu drag le dăruim. Dar întâi și întâi, așa cum am făcut programul acestei emisiuni, trebuie să-ți pun întrebări, trebuie să te cunoaște mai bine, fiindcă noi aici te coborâm de acolo, de pe podiumul unde stai de cele mai multe ori de pe scenă. Și să nu uităm de ce am venit. Am venit să fiu descusut. Așa, așa, adică ți-am spus și înainte că asta o să fac. Da. Și trebuie să ne spui cât mai multe despre tine. Omul te vede acolo sus pe scenă, nu știe multe. Dar venind aici, ești cumva obligat de să răspunzi la întrebările mele și să te cunoaștem mai bine, cu toții. Surprinde-mă! Așa! Unde te-ai născut tu, Costel Popa? No. Și care a fost copilăria ta? Cum a fost? Să vedem că ești un om normal, ești un om ca noi toți, fiindcă noi toți te aurim, fiindcă te vedem acolo sus în lumina reflectoarelor. Eu mă consider un om normal și de fiecare dată când merg printre oameni, atât la spectacole cât și la evenimente private, nunți, petreceri și altele, încerc să mă cobor la nivelul omului de rând, la nivelul celor care mă ascultă. Da, totuși ai aura artistului. Deci aia, n-ai cum să scapi de ea, e ca o pelerină strălucitoare. Și de asta te întreb. Așa este, eu doar respect publicul și la rândul meu îmi doresc ca și ei să mă respecte. Cei care nu mă respectă, nu e problema mea, e problema lor. Așa și este. De aceea spun că întotdeauna încerc să fiu prietenul tuturor. Și acum, dacă tot vorbind de chestia asta, în liceu chiar mi se spunea că o să-l prietenul tuturor. Am fost și am rămas un om sociabil, un om care iubește oamenii și în primul rând cred că din moment ce cânt nu pot altfel decât să iubesc oamenii. Începuturile mele pot să spun că m-am născut în Medeaș, în localitatea Medea, județul Sibiu, dar părinții și bunicii se trag de la țară, din localitatea Idiciu, comuna Bahnea, județul Mureș. Deci am și rădăcini mureșene. Și majoritatea vacanțelor din vremea copilăriei le-am petrecut la țară. Și de acolo s-a născut această dragostea mea față de folclor, pentru că folclorul în sine nu înseamnă doar muzică, doar cântec, înseamnă și tradiție, și obiceiuri, și tot ceea ce înconjoară satul. Și de acolo am dobândit dragostea față de animale, față de a merge la muncă, pentru că am umblat și eu la sapă, la fân, la adunat la fân, la coasă, la cules la vie, la cules la cucuruz, deci peste tot. Și iată că toate astea mi-au prins bine, astfel încât după ce am crescut, am început să-mi aduc aminte de atunci, de demult, ceea ce iubeam eu și să redau prin cântec acum. Vezi, toate au un rost. Faptul că ai crescut la țară, că ai luat contact cu acel mediu natural, simplu, sfânt, putem să-i spunem, și frumos, te-au făcut toate acele munci agricole, traiul de acolo, apa curată din fântână pe care ai băut-o. Pădurile care pădurile, atunci le aveam, da, și acum le avem din ce în ce mai puțin. Din păcate. Toate acestea au creat acest om care stă în fața mea, cel care își aduce muzica în fața dumneavoastră, dragi ascultători, acest om superb. Deci am o prezență în studio aici, o prezență luminoasă și frumoasă și mă bucur din toată inima că a venit astăzi aici și putem să vă dăruim din darul pe care mi l-a adus, fiindcă dar din dar se face rai, nu-l țin totul pentru mine, îl dăruim, iată, acum dumneavoastră. Ne întoarcem după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți cu cântecele lui Costel Popa.
la 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 la. Am venit cu drag la voi, la 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 la, să vă cânt ca pe la noi, la 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 la, să-nchinăm un Doamne ajută, la 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 la, la om bun și lume multă, la 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 la, să-nchinăm un Doamne ajută, ha ha hai ha, la om bun și lume multă, măi. La 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 la. Ardeleni și voi olteni, la 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 la, bănățeni și moldoveni, la 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 la, Maramureș și Bihore, la 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 la, azi la toți vă cânt cu dor, la 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 la, Maramureș și Bihore, ha ha hai ha, azi la toți vă cânt cu dor, măi. La 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 la. Hai dați oameni buni la joc, la 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 la, să ne învârtim cu foc, la 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 la, să uităm că viața e grea, la 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 la, și că lumea asta e rea, la 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 la, să uităm că viața e grea, ha ha hai ha, și că lumea asta e rea, măi. La 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 la, că așa la români le place, la 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 la, să petreacă și să joace, la 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 la, să fie doar voie bună, la 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 la, să ție o săptămână, la 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 la. Și dacă muzica-i cântă, la 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 la, nu e în veci viața urâtă, la 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 la. Nisficior de peternavă, la 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 la, cu ochii ca mura neagră, la 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 la, și cu părul castaniu, măi, la 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 la, drag la fete, eu mă știu, mă, la 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 la, că-s înalt și ușurel, măi, la 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 la, și la joc mi-s sprintenel, măi, la 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 la. Nu este pe cer o steamă, la 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 la, să fii așa frumușe, mă, la 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 la, faină și însprânșenată, la 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 la, și la joc așa gătată, la 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 la, ca mândra de peternavă, la 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 la, ochii mari, gura suavă, la 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 la. Câte flori pe râu în sus, mă, la 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 la, toate cu mândra le-am pus, mă, la 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 la, eu le-am pus, ea le-o udat, mă, la 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 la, niciuna nu s-a uscat, mă, la 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 la,
Eu le-am pus de-al eu sădit, măi, la 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 la. Toate frumos înflorit, măi, la 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 la. Și-o-n flori vară de vară, la 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 la. Numai să le udăm iară, la 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 la. Suntem din nou în direct cu dumneavoastră și cu noi, vă reamintesc, este solistul de muzică populară, interpretul Costel Popa. Ați ascultat din frumoasele lui melodii și continuăm cu poveste, fiindcă emisiunea noastră este una de cântec și poveste. Deci, Costel, mai apoi, după ce acea perioadă sublimă din viața ta, copilăria, da, a început să... Dacă îmi dai voie, aș vrea să-ți povestesc primul meu contact cu publicul, atunci când mi-a fost descoperit talentul. Oh, tot în copilărie? Tot în copilărie. Ok, rămânem la acel capitol. Da, deci aveam... Cât să ne aveam? Cred că vreo 9 ani. Eram undeva, nu știu, clasa 3-a, 4-a. Și era o serbare la școală și învățătoarea ne-a pus pe fiecare dintre colegi să învățăm un cântec pe care să-l cântăm în serbarea respectivă. Și mama a ales un cântec popular. Primul meu cântec a fost Doamne ocrotește pe români. Sava, wow. Ne cream brudașcum. Fiecare a cântat, unii poate au cântat o melodie de muzică ușoară, eu am ales muzică populară. Și am cântat acolo și toată lumea a rămas așa puțin marcată, a observat că am voce. În special învățătoarea, profesorii și mama știa, bineînțeles. Păi ea o moștenește. Mama mea este cea care s-a ocupat de mine de la începuturile mele și stătea și mă învăța să cânt la 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 orile la la dintre versuri și așa, dar pot să spun că îl moștenesc ca și voce pe bunicul din partea tatălui. El a avut voce și chiar în vremurile de demult a ajuns să cânte chiar la concursul Floarea din Grădină. Era pe atunci cel mai cunoscut festival la nivel național. Dar că a fost un om simplu și a rămas la țară să se ocupe de agricultură și nu a mers mai departe cu muzica. Dar iată, își trăiește viața prin tine, de fapt. Așa este, așa este. Dar mama a fost cea care m-a descoperit și s-a ținut de mine și mi-a apreciat cel mai mult talentul. Și acolo, la serbarea respectivă, am fost văzut. Toți i-au spus mamei că să se țină de mine să fac treabă cu muzica. Astfel am început să mă învețe cântece. Și pe urmă, după vreme, am început eu să învăț cântece. Și am început să iubesc ceea ce fac și să-mi plac cântecele populare. Și a trecut timpul, am tot cântat prin media și pe la... Am fost în ansamblul Purtata din Mediaș, cu care pot spune că am umblat mai mult pe plan local. Și pe urmă am fost la Clubul Copiilor din Mediaș, unde primul spectacol în fața publicului a fost la Avrig, la concursul Florile Oltului. Și pe urmă pot spune că am început cariera mea de tânăr interpret de muzică populară printr-un festival concurs în anul 2 de facultate, la 21 de ani, cred că aveam atunci, în 2007, cred că a fost asta, am participat în Sighișoara la un festival concurs, unde, în primul rând, nu știam exact cu ce să mănâncă, ce se întâmplă pe acolo, dar am participat și am fost văzut de câțiva oameni de cultură mari din țară. Era doamna Eugenia Florea de la Radio București și domnul Sergiu Vitalian Vaida de la Cluj. Și mi-au dat premiu, am luat marele premiu și ei au venit la mine, mi-au dat numerele de telefon și mi-au sugerat să îi sun, să mă mai duc la festivaluri. Eu nici nu știam că există asemenea festivaluri prin care te poți lansa, ca să zic așa. Și i-am sunat și m-au trimis la
câteva festivaluri și mergând la festivaluri, bineînțeles, m-am împrietenit cu colegii de breazlă și astfel ne anunțam unii pe alții, vezi că este festival în Oradea, vezi că este în Maramureș, vezi că este în Oltenia, pe undeva, mamă, deci am umblat în, ca să zic așa, în 3 ani la peste 50 de festivaluri din țară. Și pot spune că la aproape jumătate am fost premiat din ele. Premiu 1, premiu 2, premiu 3, deci mențiuni. Deci nu se putea să nu fii premiat cu glasul pe care l-ai și cu interpretarea pe care o ai. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Am făcut întotdeauna tot ce am făcut, am făcut cu suflet. Și atunci când umblam la festivaluri, pot spune că la un moment dat am rămas și fără bani și Dumnezeu mi-a dat că m-am dus la alt festival și am câștigat un premiu și cu banii am mai putut să merg încă la vreo două festivaluri. Și așa a început totul. A trebuit să se întâmple. Și mergând la festivaluri, bineînțeles, am fost jurizat de oameni de specialitate, astfel încât am ajuns să-i cunosc pe mari artiști. La început eram foarte bucuros când mă întâlneam cu artiștii pe care eu îi știam de pe sticlă și de la radio și am ajuns oarecum să fiu coleg de breazlă cu ei și să fiu prieten cu ei și a fost pentru mine o mare onoare să se întâmple asta. Bineînțeles. Și, dar a fost doar răsplata pentru ceea ce ești și pentru că ai mers pe drumul acesta. Așa este. Da, și așa a rânduit Dumnezeu lucrurile, pentru că la urmă urmei nimic nu vine de la noi, ci vine de cu îngăduință de sus. Da, de acolo. Și nimic nu e întâmplător, Costel. Exact. Toate trebuie să se întâmple așa cum trebuie să se întâmple, ca tu să poți să-ți înmulțești darurile pe care le-ai primit. Așa este. Și iată că ți le înmulțești. Cântec după cântec, creație da. După creație. Adevărul e că mulți colegi de-ai mei cu voci bune, după ce s-au terminat concursurile, au lăsat-o cam moale. Și moale în ce sens? Adică nu au mai scos cântece, nu au mai umblat la televiziuni. Vreau să mărturisesc că să fii artist, să devii artist, nu vine totul de-a gata, adică automat cânti, ești bun și te cheamă toți peste tot și începi să câștigi bani. Nu. Trebuie este foarte multă muncă. Trebuie să investești, în primul rând trebuie să investești timpul tău. Eu mergând și umblând atât am renunța la multe din plăcerile vieții, ieșiri cu prietenii sau altele și trebuie să investești, în primul rând, orice cântec costă bani, să scoți partea audio, pe urmă trebuie să faci videoclipul care costă alți bani, pe urmă trebuie să îl promovezi peste tot, prin țară, televiziuni, radio. Totul costă bani și acum vreau să zic că sunt mulți copii care vin și ei vor dintr-o dată să devină cineva și le spun, nu merge chiar așa, pentru că și eu am trecut prin asta de la zero și eu poate mi-am dorit să ajung cineva de la început, poate nici acum nu am ajuns acel cineva care așa, dar întotdeauna știu că nemulțumitul lui ia Dumnezeu darul și eu sunt mulțumit cu ceea ce am. Da, și știi că trebuie să urmezi pași mici, nu să sari. Exact. Dintr-un treaptă în alta. Și astfel vei învăța să apreciezi atunci când vei ajunge acolo unde trebuie ceea ce ai dobândit prin forțele tale, nu? Și prin multă muncă. Știu ce înseamnă munca unui artist, știu câte nopți nedormite, știu câte sacrificii face ca să poată să vină cu o piesă în fața oamenilor. Cât suflet trebuie să pună și cât timp. Dar, iată, tu ai reușit, ai reușit să faci cât ai făcut până acum, fiindcă timpul ție înainte, putere știu și se vede că ai și minte ți-o da Dumnezeu și talent ca să mai faci. Să fim sănătoși, știți cum da. E vorba. Haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală, fiindcă abia așteaptă ascultătorii noștri cu siguranță și ne întoarcem cu poveste. Rămâneți alături de noi! Muzica.
totul a început când mamă am zis eu, ai zis și tu. Și amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul. Totul a început când mamă am zis eu, ai zis și tu. Și amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Te amintiri și patimi împărțam în orice zi. Bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Multe amintiri și patimi împărțam în orice zi. Bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Dacă greu-o fost soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Chiar dacă greu-o fost soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoie, când tu suferi, plâng și eu, mă. Când râzi, râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Frumos dormea mea mândruță, la 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 la, cu mânuțele pe chepte, la 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 la. Stau în loc să n-o trezesc, la 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 la. Calun eu ca și-un bolând, la 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 la, dă cu copita-n pământ, la 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 la.
și mândra mea să trezesc. La 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 la, și din gura așa-mi vorbi. La 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 la, bade bădișorul meu mă. La 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 la, mâncesc luchii calul tău. La 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 la. Mândro ca lui potcovite, la 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 la, să știi că el te-o trezit. La 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 la, te așteaptă să sui călare. La 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 la, să te duc în sat cu soare. La 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 la, să te duc la maica mea măi. La 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 la, să se bucure și e. La 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 la, să te duc la maica mea măi. La 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 la, să se bucure și e. La 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 la. Alături de noi Costel Popa și frumoasele lui melodii pe care, iată, ni le-a adus în dar. Și continuăm cu poveste, fiindcă cu muzică ați ascultat. Valea Târnavelor. De pe Valea Târnavelor. Mai spune-ne despre tine. Da, deci după ce am terminat seria asta a festivalurilor, bineînțeles că a trebuit să-mi iau viața în propriile mâini. Că atunci, cu un copil când ajunge la vârsta de 18 ani și părinții spun, gata, acum trebuie să te descurci, pleci de acasă și te duci și îți faci viața ta. Cam așa este și cu noi, cu artiștii, după ce se termină festivalurile, bineînțeles, trebuie să îți iei viața în propriile mâini. Și asta am și făcut. Am început să merg pe la toate televiziunile de profil din țară, atât cele locale cât și cele naționale. Pe urmă am avut chiar și colaborări, căci spuneam la început, cu ansamblul Jidvei România. Am colaborat o vreme și cu Junii Sibiului, cu ansamblul Junii și Mădan din Arad, cu care am, pot spune că am ieșit și din țară pentru prima dată. Am fost în Italia, am cântat acolo. De asemenea, am simțit o altfel de dragoste pentru cântecul popular, pentru că, bineînțeles, doar atunci când pierzi ceva îți dai seama de fapt cât și ce ai pierdut. Și când te cuprind dorurile. Exact, și românii din străinătate, ei cunosc asta pe pielea lor și pot spune că a fost cel mai fain sentiment pe care l-am trăit de când cânt eu acolo, când i-am simțit pe toți cum mă susțineau și băteau din palme pe ritm și cântau cu mine și a fost ceva deosebit. Și după toate aceste colaborări, apariții la TV, bineînțeles că între timp am umblat, cum am spus, la culegeri de folclor pe toate satele din jurul Mediașului. Am luat la purecat toți bătrânii din zone și mi-au cântat. Am ales ce mi-a plăcut și ce a fost bun să aduc în fața publicului. Și pe urmă, după încă câțiva ani, am început să-mi compun și eu cântece. Și de asemenea, primul meu album e constituit 90%, ca să zic așa, din cântece culegeri din folclor și 10% creații proprii. Se numește Hai cu tot să ne dăm mâna și l-am lansat în anul 2009. Nu, 2013, scuze. 2013 mi-am lansat primul meu album. Pe urmă, în anul 2017 mi-am lansat primul meu album de colinde, de asemenea colinde autentice culese de pe Valea Târnavelor. Și în 2018 al treilea album. De această dată, eu între timp am tot cântat, știi? Și toate cântecele am zis, nu e bine să le las așa oricum și oriunde, ci trebuie grupate pe un album. Și am avut colaborări cu colegi de-ai mei de cântec din zonă și din alte zone.
Și cel mai frumos proiect a fost proiectul cu fetele de la Maramureș, cu surorile gemene, cu Suzana și Daciana Vlad, alături de care am cântat cel mai cunoscut cântec al nostru, în care ne exprimăm dragostea, ele față de Maramureș, eu față de Ardeal, și se și numește așa primul nostru cântec: cât e țara în lung și în lat, ele spun că în Ardeal n-am mai aflat, eu zic că în Maramureș n-am mai aflat. Acesta a fost primul cântec care a avut cel mai mare succes și de acolo a început povestea noastră. Și în 2018, al treilea album s-a și numit Maramureșul răsună cu Ardealul împreună. De asemenea, am făcut și un cântec cu acest titlu. Și pe acest album, cum spuneam, am inclus toate cântecele cântate eu cu fetele de la Maramureș și cu ceilalți colegi. Am mai cântat cu Ovidiu Furnea din Ungheni Mureș, cu Angelica Pantea din Bistrița, cu grupul Ardelenii, din aici suntem vreo 7 colegi, tot așa din mai multe zone. Nu mai știu, dar de aia zic, toate colaborările. Și uite, cu oameni fain, fain, fain. Da, deci doar prieteni. Doar prieteni, colegi și prieteni, bineînțeles. Și a ieșit ceva foarte fain. Și de asemenea îmi doresc ca în viitorul apropiat, peste un an maxim, doi, să vină și numărul 4 din seria de albume. Din seria de albume, da. Celelalte albume, cum se numesc? Da, deci albumul de colinde se numește Susita praznicul iară, iar albumul de duete se numește Maramureșul răsună cu Ardealul împreună. Frumos! Pentru că suntem și ardeleni și maramureșeni. Foarte frumos! Iată, uite, sunt atât de puțini oameni care pot să spună: uite ce am făcut! Uite ce am făcut și se vede! Și nu numai atât! Când omul își face ceva, își construiește o casă, își face o familie, își ia un inel de aur, își ia o pereche de păpuci, dar iată, tu faci lucruri pe care apoi le dăruiești. E cu totul altceva față de ce face majoritatea. De asta păi m-am zis la începutul emisiunii. Cu cine alegem în viață, nu cu ce lăsăm în urma cu noastră. Ce dăruim, cu ce lăsăm. Să zică lumea în urma noastră: a, a fost om de omenie, vai ce om fain a fost. Ăsta cred că e cel mai mare bine pe care îl lăsăm. Omul nu uită cum l-ai făcut să se simtă. Adevărat. Și atunci prin ceea ce dăruiești, și dacă dăruiești bine și frumos și umpli sufletul omului, că acolo își strânge el cea mai mare bogăție. Și tu dai din suflet pentru suflet, din inimă pentru inimă. Ești unul dintre acei artiști creatori, fiindcă sunt și artiștii care nu creează, ci doar interpretează. Tu și creezi. Și atunci, din frumusețea sufletului tău, dai către alt suflet care este însetat. Este flământ de muzică, de a simți ceva când aude un cântec. Și atunci, uite, dar din dar se face rai. Încă o dată. Încă o dată. Așa este, așa este. Noi luăm o scurtă pauză muzicală cu daruri frumoase pentru dumneavoastră din partea lui Costel Popa. Ne întoarcem cu poveste, rămâneți alături de noi! Și tu cânticul să-l audă tot mutor.
ureșure sună cu ardealul împreună. Dorule, măi, dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră. Dorule, măi, dorule, ardeal cine-o vinit, n-o plecat nemulțumit. Ăștia sardelenii mei, de-aia mă mândresc cu ei dor. Maramureș înflorit, cum să n-o fi tu iubit? Tu ne-ai fost tată și mamă, vatra ta mereu ne cheamă dor. Maramureșul răsună cu ardealul împreună. Dorule, măi, dorule, sună ca să vestească dorul din inima noastră. Dorule, măi, dorule, orice ar fi n-am putea să trăim alături. Cine la noi vrea să fie, îl primim cu bucurie, dor. Orice ar fi, n-am putea să trăim alături undeva. Cine la noi vrea să fie, îl primim cu bucurie, dor. Maramureșul răsună cu ardealul împreună. Dorule, măi, dorule, sună ca să vestească dorul din inima noastră. Dorule, măi, dorule, Maramureșul răsună cu ardealul împreună. Dorule, măi, dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră. Dorule, măi, dorule. Paine hațe ganandoi, tra-la-la-la-la-la, cum se joacă pe la noi, tra-la-la-la-la-la. Hațe gana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la. Hațe gana legănată, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. O joacă fete picioare, tra-la-la-la-la-la, când-s mândră sărbătoare, tra-la-la-la-la-la, și să rup odinele, tra-la-la-la-la-la, de cum să-mi văd fetile, tra-la-la-la-la, și să rup odinele, de cum să-mi văd fetile, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Care-i mai bună de gură, tra-la-la-la-la-la, zice și-o strigătură, tra-la-la-la-la-la, iar piciorul o învârtește, tra-la-la-la-la-la, pe sumână o răsăcește, tra-la-la-la-la-la, iar piciorul o învârtește, pe sumână o răsăcește, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Când patai de gură dulce, tra-la-la-la-la-la, el ca soarele străluce, tra-la-la-la-la-la, și să prinde iar a juca, tra-la-la-la-la-la, mai mândri hațe gana, tra-la-la-la-la-la, și să prinde iar a juca, mai mândri hațe gana, hațe gana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la. Hațe gana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la. M-o
făcut mai ca jucână, la 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 puiană strâng în până, la 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 la. M-au făcut mai ca jucână, la 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 puiană strâng în până, la 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 la. Strâng în pân de o căpicioară, la 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 la. Mândra după mi se moară, la 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 la. Dragul micu, cine jocă, la 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 la. Când e roasa busuiocă, la 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 la. Dragul micu, cine jocă, la 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 la. Când e roasa busuiocă, la 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 la. Și gurița lămâiță, la 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 la. Draga badi copiliță, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la. Pare că am și uitat, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la. Pare că am și uitat, la 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 la. Da cum am să joc, la 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 la. Să se ies soarele în loc, la 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 la. Să se mire soarele, la 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 la. Cum să învârc chicioarele, la 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 la. Să se mire soarele, la 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 la. Cum să învârc chicioarele, la 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 la. Să se mire și luna, la 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 la. Cum să vârte mândruța, la 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 la. Să se mire și luna, la 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 la. Cum să vârte mândruța, la 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 la. Într-o grădină cu fână mă-netâlni cu un om bătrân mă. Tăt ploie, tăt vreme. Tăt plângea și sus china mă. Dice plângi bătrânule mă. Cum să nu plâng fiule. Cinci copii eu am crescut, mă, și cu toți mor părăsăt, mă. Și acum stau și-așteme să văd un copil de-al meu, mă. Tot aștept, dar-i în zadar, mă. Și-mi-e sufletul amar, mă. S-or dus și-or plecat în lume și-or uitat cu toți de mine. De mine nu-li mai dor, mă. Parcă n-aș fi tata lor, mă. Muzica.
mai văd tineri la plug și nici patru boi la jugu. De corneț ne-o-n moș neagă-mă plugul două vaci-l tragă-mă. Numai puiul cucului-mă pe cornele lugului, mă. Și-n era de peteleagă le cântă la vaci să tragă. Și ne-am întors cu poveste, bineînțeles, după această pauză muzicală, după această aceste clipe frumoase în care ne-am încălzit sufletul, iată, ni le încălzim și cu poveste, nu, Costel? Întotdeauna. A, așa. Dar, ce vreți să mai aflați? Da. Uite, uite, fiindcă noi avem o tradiție și bine că ne-am amintit, avem o tradiție, artistul, interpretul care ne calcă pragul, trebuie să cânte live ceva, o bucată dintr-un cântec. Cel mai fain moment al unei emisiuni. Da. Atunci arată artistul cât de emotiv este în fața microfonului. Da, da, da. Nu numai emotivitate, ci pur și simplu, e așa, nu știu, e mai aproape de oameni. Ce zici? Păi dacă tu zici, să nu uităm de ce am venit. Păi bineînțeles. Să cântăm, nu? Haide, cântă tu că eu te ascult. Oare noi ce, te ascultăm. Oare ce ți-ai dori? Doină sau orice, cântec? Orice vrei tu. Da, păi hai să mi-aduc aminte de vremea festivalurilor. Așa. Și să cânt o doină. Întreagă sau o strofă? O strofă, două, nu chiar una, nici toată. Bine. Acolo, undeva. Ok, să vedem dacă mi-asă. Așa. Jaleni, măicuță, jale, de vorbile dumitale, pe care le-ai cuvântat tu, și eu nu le-am ascultat. Că de dorul meu de acasă toate cregile să lasă, să lasă și mă-ntreabă de ce plângi, copchile dragă? Plângă ca mă chere dud mare bine, părinți de lângă mine. Minunat! Minunat! Mulțumesc! Mai umplu sufletul de bucurie. Mulțumesc cu emoțiile de rigoare, dar se poate fără emoții, oare? Viața e construită din emoții, nu? Da.
emoția ne face mai constructivi pe noi înșine. Sincer, mi-aduc aminte când chiar la începuturile mele am avut parte și de o emoție distructivă. Cum așa? Păi am început să cânt și așa de emoționat eram încât îmi tremura vocea de efectiv nu mai puteam să cânt. Cântam, dar cântam tremurând așa, de ziceai că cineva mă bate. Și am pățit, pățești. Și am avut chiar cred că și la Strugurile de Aur am avut la un moment dat emoții de genul și a trebuit să, tura a doua când am venit ca să nu mai am emoțiile respective, să-mi iau un medicament pe bază de plantă, un distonocal mi-era atunci ca să mă calmez. Deci pățești. Ne spui o întâmplare hazlie, că tot veni vorba de întâmplări de astea. Ceva din viața ta de artist? O întâmplare hazlie? Da. Mi-a rămas ceva memorat. Eram într-o emisiune TV și cânta la un moment dat o doamnă, cred că din Alba, este doamna Dina Vărărean. Și cânta și emisiunea era în direct. Și se știe că în general în cadrul emisiunilor televizate se face playback, deci nu e live. Și cei din spatele, deci din regie, au greșit cântarea doamnei și în loc să-i pună o cântare a ei, a pus o cântare a ei cu încă un domn cu care cânta. Și domnul respectiv nu era în emisiune, deci era un duet, da, înțelegi? Da. Mamă, și s-a impacientat în direct, nu mai știa ce să facă. Aoleu, că se cânte cu cineva pe care cânt cu un băiat. Și atunci eu fiind în spatele ei cu mai mulți, jucând acolo, făcând coreografie, am zis, hai mă, să o salvez. Deși nu știam, habar n-aveam despre ce e vorba în cântecul respectiv, am ieșit în față când a venit rândul domnului și am început să dau din gură acolo. Bineînțeles că cei din regie s-au prins și mi-au dat un cadru mai din spate, așa, da, să nu mi se vadă exact ce cânt. Eu din gură dădeam acolo, 13-14, cam asta am fost învățat, că atunci când nu știi versele, faci un 13-14 de la Nicoleta Voica, și că vine da. Treaba asta. No, și de aia zic că asta a fost o întâmplare hazlie. După ce s-a terminat emisiunea, a venit Dina și m-a pupat, Costele m-a salvat. Cum să nu, vai, îți dai seama că asta e ceva, așa, chiar salvare, barca aia care îți vine când dai să te negi. Așa e, așa e. Deci a fost ceva tare. Da, am auzit o felul de întâmplări comice de ale artiștilor. Voi și aveți de unde, fiindcă vă întâlniți, sunteți toți oameni faini și trebuie să se petreacă ceva. Deci, de asta întreb Daniela, întotdeauna. Voie, ne întâlneam până acum de câteva luni. Întotdeauna uit de chestia asta. Acum de câteva luni, forțat, am fost puși pe tușă. Dar să știi că eu cred că poate aveam nevoie. Sincer zic, eu ca anul ăsta atâta libertate, mai ales în privința weekendurilor și nu numai, pentru că tot timpul eram pe drumuri, n-am mai avut de mult, deci de câțiva ani, de ani buni. A fost un an în care pot spune că am avut timp să mă gândesc la mai multe lucruri. Aspecte ale vieții tale. Ale vieții mele, exact. Și să pui o oarecare rânduială, să meditez, exact. Și mi-a prins bine. Și n-ai creat mai mult. Ba da, să știi, uite, așa vreau să zic că, bineînțeles, atunci când mintea ți-e odihnită, îți vin și ideile. Mă trezeam așa, fără să-mi dau seama, ba cu un vers, ba cu un cântec, un fragment din orice, și m-am învățat de atunci când am o idee, cred că și tu faci la fel. Așa, în moment ce compui, iei telefonul și înregistrezi. Pun mâna pe pix și repede, repede, repede. Exact, eu dacă n-am pix, scriu pe telefon. Da, 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 păi așa fac și eu. Și cred că majoritatea facem așa, fiindcă nu vrem să fugă muza. Și înainte, când eram tot pe drumuri, îți mărturisesc că am ajuns să compun la volan. Și eu la volan, cum să zic, mi le rezolvam, îmi rezolvam toate problemele, pentru că prin telefon, prin astea conduceam. No, și la volan, de multe ori, mergând drumuri lungi, ascultam muzică. Și în momentele de pauză,
în care n-aveam chef să ascult nimica, opream totul, îmi veneau tot felul de idei. Și de-aia zic că și acolo am cele mai multe cântece, îți zic, îți mărturisesc, când aud unii râd, le-am, ideile mi-au venit în momentele în care făceam duș. Băi, dar nu mai știu cine mi-a zis chestia asta, dar mi-a mai zis-o cineva. Deci atunci eu personal mă relaxez cel mai mult. Să știi că nu e singur. Uite că mi-amintesc, dar nu mai mi-amintesc cine. Cu siguranță radioascultătorii noștri își amintesc. Dar și adevărul eu că nu. Este și o explicație științifică și cred că tu știi asta, că se zice că atunci celulele din corp de sânge exact, se mai oxigenează și exact, se relaxează. Se relaxează tot trupul și atunci bineînțeles că se relaxează și mintea. Și de acolo au apărut hituri. De exemplu, Hai cu toți să ne dăm mâna este cântecul patriotic care dă numele primului meu album. Și ăla, așa l-am creat cântecul. Super! Păi să stai mai mult la duș. Uite, vine toamna, vine iarna, corpul se mai răcește și cu siguranță un duș cald face bine. Mă revigorează. Și cum ai spus tu, celulele, alea, și atunci creezi mai mult. Iată. Tot ce e posibil în cazul nostru. Da. Da. Dragi ascultători, iată a venit momentul iarăși să luăm o pauză muzicală așa cum v-am obișnuit și ne întoarcem cu poveste. Rămâneți alături de noi. Mândru Lucă, la 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 la, fă-ți gura fântână-nă lungă, la 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 la. Mândru Lucă, Mândru Lucă, la 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 la, fă-ți gura fântână-nă lungă, la 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 la. Când îi trece cu coasa, la 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 la, să beau apă cu gura, la 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 la. Hei, când îi trece cu coasa, mă, ha, hei, ha, să beau apă cu gura, mă. Când te văd mânedruță-n cale, la 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 la, păsările cântă tare, la 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 la. Când te văd mânedruță-n cale, la 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 la, păsările cântă tare, la 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 la. Cântă și mierelița-n crângă, la 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 la, și mie-mi vine să cânt, la 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 la. Păi cântă și mierelița-n crângă, ha, păi ha, și mie-mi vine să cânt. Am noroc că știu să cânt, la 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 la. Noaptea mă visez dăinind, la 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 la. Am noroc că știu să cânt, la 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 la. Noaptea mă visez dăinind, la 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 la. Dimineața când mă scol, la 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 la, tot când beal mândruț dor, la 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 la. Hei, dimineața când mă scol, mă, ha, hei, ha, tot când beal mândruț dor, mă. Florile dacă n-ar fi, la 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 la, de dorul tău aș muri, la 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 la. Florile dacă n-ar fi, la 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 la, de dorul tău aș muri, la 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 la. Dar mirosul florilor, la 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 la,
iasnă-n păr, ală Teodoră, la 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 la. Dani rosu florilor, la 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 la. Iasnă-n păr, ală Teodoră, la 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 la. Ardeleanu-i ardelean, mă, de sânge din neam în neam. Drept în faptă și-n cuvânt, mă, și cu suflet bun și blând. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Și pământul e la fel, mă, binecuvântat și el. Avem codri și izvoare, călcăm aur în picioare. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Dovean sau bănățan, mă, oltean, maramureșan, dobrogean, bucovinean, mă, toți îl cinstesc pe Ardelean. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Ardeal soprește, nu ne uită cât trăiește. În Ardeal trăiesc și eu, mă, mulțumesc lui Dumnezeu. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Om ca Ardeleanu nu-i pe fața pământului. Om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Și-o venit lupul la stână sara când era de cină. Dum-dum, dum-dur, dum-dur, dum-dum-dur, dum-dur.
speriat, când i s-or pus pe lătrat. Dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dur. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Ieșit cu bâta-n mână, tot fuga pe după stână. Dum-dum-dum-dur-dum-dur-dum-dum-dur-dum-dur-dum-dur. Și-am găsit lupul-n dosul stânii, cum să hâria cu câinii. Dum-dum-dum-dur-dum-dur-dum-dur-dum-dur-dum-dur. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Mi-or luat cu bâtanie, l-am țipat. Dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Oblun cap l-am nimerit, dat-o nu s-o domolit. Dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Sir nu s-o speriat, al tău ai o apucat. Dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Și câninilor mușcat, oița tot n-o lăsat. Dum 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 dur dum dur dum dum dur dum dum. Lasă lupule oița, că să mânie mândruța, că i-ai mâncat o cănița. Dum 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 dum. Lasă lupule oița, că să mânie mândruța, că i-ai mâncat o cănița. Dum 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Lupule, lupule, dacă nu-mi lași oile, cu joc din tine o-i făce. Dum 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 dum. Vă aduc aminte că alături de noi este Costel Popa și așa ca să afle și cei care au intrat mai târziu pe undele noastre aici la Hit FM Alba. Costel Popa a venit cu așa frumoase melodii, ni le-a adus, ni le-a dăruit și ne-a spus foarte multe lucruri despre el. Am aflat câte ceva, cu siguranță mai sunt multe de spus, cu siguranță. Da, dar nu se dă chiar tot din casă. Nu se dă chiar tot din casă, dar vă promit eu, dragi ascultători, că dacă o să mai vină, fiindcă ne-a promis, că dacă mai lansează piese, dacă mai scoate piese, lansarea o să o facă aici la noi, la Hit FM Alba. Cu tot dragul. Așa, și atunci o să aflăm și restul. Ce nu ne-a spus acum? Da, uite, apropo că acum sunt la Alba Iulia, un viitor cântec, încă nu este scos pe piață, despre Ardeal. Chiar am folosit
o frază, și anume că la Alba s-a scris unirea. Bineînțeles. Pentru că acum ne aflăm la Alba, deci da, să știe cei care ne ascultă că nu i-am uitat. Da. Mediașul e așa aproape. Da. Da. Dai un pas și ești în Alba. Exact. Și ar trebui să vii mai mult pe la Alba, fiindcă orașul ăsta te va inspira. De la Alba mi-am făcut rost de cioarecii pe care i-am pe mine. Așa, hai să vorbim un pic de costumul tău popular. Da. Cu ce se diferențiază de al nostru de aici, din Alba? Păi, în primul rând, cred că cheptarul care îl am eu cusut în piele de miel este ceva aparte pentru zona noastră. Și ce culori se folosesc la voi? Păi în principiu alb și negru și mai este și galben. Așa. Și galben se mai folosește. A fost o întreagă umblătură, istorie, ca să spun așa. A fost greu până mi-am făcut rost de un costum al meu. La început, bineînțeles că mă împrumutau unii și alții, prieteni, neamuri, și la un moment dat le vreau înapoi. Da. Și mie nu-mi place. Mie îmi place să am eu ceva al meu, să știu că al meu și nu depind de nimeni, nu-mi place să depind de alții. Și am tot umblat și, bineînțeles, după ce am devenit puțin mai cunoscut, am mai primit telefoane de la bătrâni cu suflet mare care au zis: copile, hai să-ți dau, că ți le dau cu tot dragul ție, nu-mi trebuie nimic, ți le dau. Am avut și oameni care m-au sunat: hai că a murit tata și își vrea cheptarul înapoi și trebuie să-l îngropăm cu el, că asta a fost dorința lui. Bă, omule, dar cum să îngropi folclorul, care nu mai găsește așa ceva? Nu-i bine să-l îngrop, las, că îi dorința lui, respectă, eu îmbracă-l frumos, dar nu trebuie neapărat să îngrop tradiția în pământ. Nu, dar dacă asta a fost dorința, eu l-am dat înapoi. Și Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut rost, ca să zic așa, de două cheptare ale mele și, bineînțeles, cu timpul, folosindu-le tot timpul, s-au mai rupt, le-am mai recondiționat, le-am reparat și de a zic că am umblat tot așa pe sate. Niște oameni mi-au dat cioareci, alții mi-au dat cămașa, alții mi-au dat cheptarul, alții mi-au dat brâu și din astea multe ce le-am primit, în principiu le port doar pe unele, că le-am plac cel mai mult. Și cizmele le-am făcut la comandă, ca să zic așa, dar tot la cineva care lucrează cu piele. Da, și tot așa tradiționale. Exact, deci tot costumul meu e tradițional. Astfel încât și când mergeam la concursuri eram remarcat prin ținută, exact, da. Pot zice că și, uite, de exemplu, șerparul care îl am eu era înainte colorat, roșu, galben și albastru erau culorile de pe el, acum a rămas doar maro și un maro mai deschis. Deci numai de acolo îți dai seama de valoarea lui și cred că valoarea se atinde undeva către 100 de ani. Spune-mi, cum te simți atunci când îmbraci costumul popular? Există vorbele astea, mai ales în ultimul timp, că reprezint ea cu mândrie. La fel și eu reprezint costumul popular cu mândrie și îl port cu mândrie. Mă simt ca un român veritabil, ca un țăran adevărat, că de acolo, de la țăranii noștri a pornit totul, ca să zic așa, pentru că ei aveau timp înainte, nu ca noi, acum, aveau timp de toate, aveau timp să își creeze costume, să își creeze cântece, să aibă obiceiuri, să aibă timp unii de alții, să se întâlnească, să povestească, să socializeze, nu să insocializeze ca noi acum cu virusul. Exista timp pentru toate, parcă, înainte, să aibă duminica timp să meargă la biserică, să aibă timp de Dumnezeu, pe urmă să aibă timp să vină înapoi și să facă hori și șezători.
Deci era timp, parcă înainte, pentru tot. Noi acum am cam pierdut din șirul ăsta al timpului și de aceea eu încerc și mă simt bine în acest costum pentru că reprezint țăranul ăla. Și simți toate câte mi le-ai spus. Le simt. Le simți. Da. Pentru așa că ți-am spus că am și de unde să simt, pentru că am trăit la țară, alături de bunici. De acolo ți-ai tras și amintirile din copilărie, la fel ca și ale lui Ion Creangă, se trag de acolo multe. Iată, cum își spunea Toto Cutugno, un italian overo, tu poți să spui un român adevărat. Da. Da, e foarte frumos ce am aflat despre tine. Sunt un om care ține la tradiții, care ține la obiceiul și, în primul rând, care ține la țara lui. Și de aceea și prin cântec, prin cântecele mele patriotice, mi-am exprimat iubirea față de țară și spuneam la început că mă doare când văd că se cam distruge țara asta bucățică cu bucățică și, în primul rând, prin pădurile care se taie. Deci sunt un adept al netăierii, ca să zic așa. Da. Sunt împotriva ceea ce se întâmplă, pentru că ne cam vindem țara prea ușor, când am putea trăi bine și frumos doar de pe urma turismului, dacă am ști să apreciem dacă ceea ce avem. Dacă am ști să facem asta, atunci da, dacă am ști să ne punem în valoare ceea ce avem. Toate bogățiile, exact. Fiindcă noi avem niște bogății la care alții nici nu visează. Mai merg prin țară așa și mai văd vestigii din astea antice sau biserici uitate și părăsite, dar care au o valoare enormă. Multe s-au lăsat în paragină și e păcat. Și ne doare inima la propriu. Așa este. Ne doare inima când vedem cum pierd toate. Și noi, prin cântec, la urmă urmei, noi cântăm de multe ori, mai ales prin muzica populară, autentică, exprimăm lucruri care nici nu mai prea există. Ba da, atâta multe, timp multe cât s-au exprimat, pierdut, dar noi încă le cântăm. Atâta timp cât e exprimat, cât se spune despre ceva, e odată pentru aducerea minte și pentru întoarcerea la adevăratele valori. Și atunci, voi, care sunteți glasul poporului, pot să zic, voi, dacă veniți și amintiți, e ca și când ar suna celorlalți un clopoțel la ureche. La unii să sperăm că sună clopotul îl mare și să se trezească. Voi sunteți și voi un glas al nostru, a tuturor. Încercăm să fim români. Să fim români, să fim toți de un cuget și de o simțire, să iubim muzica populară și să încercăm să dăm întotdeauna cezarului ce e al cezarului și Dumnezeu lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Cel voi, artiștii, trebuie să faceți asta. Cel mai bine și să nu amestecăm lucrurile. Și să nu amestecați lucrurile, asta e cel mai important. Dacă îmi dai voie, vreau să spun că una dintre cele mai mari bucurii ale mele acum mai noi este faptul că am anul trecut, adică nu anul trecut, anul acesta, numai așa de repede trece timp de... mai știu. La începutul anului am dat o preselecție la Radio România București pentru a îmi înregistra și eu niște cântece în fonoteca radio. Am fost foarte mulți acolo și tu cred că știi cel mai bine cât de greu știu. Se ajunge și prin ce preselecție se trece ca să ajungi și am reușit. Prima dată anul trecut sau acum 2 ani am mers și am picat pentru că povesteam la început de emoții, am avut emoțiile alea și acolo. Am călătorit ore, câteva ore de la Mediaș la București, cam 6 ore faci,
până am ajuns acolo, până am timpii de așteptare, până am intrat, am intrat cu niște emoții și cu o oboseală de... N-am reușit. Deci nu din cauza că nu am avut voce, ci n-am... Emoțiile m-au... Așa. Dar a doua oră m-am dus cu tupeu, ca să zic așa, și am reușit și asta este o mare realizare pentru mine și o mare bucurie, pentru că știu că astfel, uite, cântecele astea despre care noi vorbim acum, autentice și tradiționale, vor rămâne... Nu oriunde, ci în fonoteca radio, radio a României, ca da, să zic așa. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot că am reușit. Mulțumește lui Dumnezeu, mulțumește-ți și ție, fiindcă ai creat și ai pus și în practică. Nu e puțin lucru. Să ai curajul să ieși în față și să spui și să cânți și să dăruiești. E cel mai important și asta cu siguranță te face fericit și te face un artist complet. Doamne ajută. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Oare deja? Când au trecut 2 ore, eu nu pot să-mi închipui, nu știu, a fost atât de frumos. Mai ales o în prezența plăcută unei companii, da, atât de drăguțe cum ești tu. Asta pot să spun și cum eu. Sunt cei care ne ascultă. Da. Pot să zic și eu de compania ta și înnoiesc invitația pe care ți-am făcut-o și înainte. Deci atunci când scoți piese noi, te rog frumos, vino și le facem o lansare aici. Cu tot dragul, cu tot dragul. La emisiunea asta frumoasă pe care mulțumesc o avem. Bineînțeles, dăruind și noi radioascultătorilor noștri, așa din suflet, câteva gânduri pentru cei care ne ascultă? Da, păi eu am un motto după care mă ghidez în viață și l-am spus de fiecare dată când mi s-a cerut. Vreau să-l spun și acum și spune așa, că în inima Tatălui ești ceea ce iubești, în mintea universală ești ceea ce gândești, în ochii oamenilor ești ceea ce arăți. Dacă iubești, gândești și arăți mereu același lucru, acela ești tu cel adevărat. Așa că asta le doresc și celor care ne ascultă, să fie adevărați. Adică să fie ei autentici, să aibă încredere în ei, să nu se ia după toți virusații din lumea asta și după ceea ce încearcă ceilalți să ne inducă, că am putea fi. Eu zic că atunci când închizi televizorul, sau nu neapărat să-l închizi, eu ascult televizorul, deci... Îl ascult, am zis. Da. Pun pe muzică, asta, la asta mă refer. Deci că la mine televizorul merge în general pe muzică. Îl pun pe muzică și ascult. Deci e cel mai bine. Decât să rămânem ascultăm... de multe ori noi cu noi înșine. Exact, decât să ascultăm toate știrile, pentru că la știri în ziua de astăzi de fapt se aud numai lucruri care nu ar trebui să le auzim și să ne fac să credem că noi trăim într-o lume foarte rea. Nu, eu cred că lumea este cea de lângă noi, lumea e cum ne-o facem noi. Dacă noi transmitem iubire, fericire și tot ceea ce suntem noi cu adevărat, la fel primim, nu? Așa este. Așa că fiți voi. Iată ce cuvinte frumoase. Vai, dar mă bucur ce inspirație am avut să te întreb și... Să te rog să ne spui câteva cuvinte. Doamne, dacă nu o făceam și nu auzeam vorbele astea frumoase. Eu îți doresc tot binele din lume, Costel Popa. Îți doresc să ai tot ceea ce inimioara ta dorește. Mulțumesc asemenea. Și tot ceea ce ți-e potrivit. Că poate îți dorești ceva ce nu e potrivit. Deci să îți dea Dumnezeu chiar numai ceea ce ți se potrivește ție. Și să... ajungi la acel fir de iarbă sacră. Noi tindem să ne dorim ceea ce e nepotrivit pentru noi, dar Dumnezeu știe mai bine ce e bine exact pentru noi și nu ne lasă să facem așa cum vrem noi, că ne duce tot acolo unde trebuie. Să mergi pe drumul ăla drept. Eu am văzut asta pe propria piele, am simțit-o, da. Să mergi pe drumul ăla drept. Acolo. Și chiar dacă ai bolovani în cale, nu-i ocoli, ci dă bolovanii la o parte și treci. Da? Exact.
Aici se încheie această ediție a emisiunii De dor, de dragoste, de voie bună, fiindcă eu sper că a fost puțin din toate astea și vă îndemn pe toți să rămâneți în continuare pe Radio Hit FM Alba pentru muzică de calitate și pentru informații prețioase. Sunt Daniela Turlea și vă spun tuturor toate cele bune! Lenuță, ca să te mușc de buzuță, că mulți ani ai fost drăguță, la 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 la. Lasă-mă, lenuță, ca să te mușc de buzuță, că mulți ani ai fost drăguță, la 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 la. La 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 la. Mândruță, de când erai copiluță și aveai miere pe buzuță, la 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 la. Te-am iubit, mândruță, de când erai copiluță și aveai miere pe buzuță, la 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 la. S-a uscat, tu mândru te-ai măritat, dar cu altul din al sat, mă, la 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 la. Ieri s-a uscat, tu mândru te-ai măritat, dar cu altul din al sat, mă, la 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 la. Blestântare, că știu mândro că te dore și acum văd că rău îți pare, la 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 la. Nu te blestântare, că știu mândro că te dore și acum văd că rău îți pare, la 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 la. La 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 la. Mieluță și un ieduț, durudum, duru, 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 le-am crescut de niculuță, durudum, duru, duru, du, le cântam cu fluierat, durudum, duru, 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 din zor și până sara, durudum, duru, duru, du, durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 zi mai să cu fluierat. Tatanile-o dăruit, durudum, duru, 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 și-am prins drag de ciobănit, durudum, duru, duru, du, le cântam cu fluierat, durudum, duru, 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 nimic nu mai trebuia, durudum, duru, duru, du, durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 durudum, duru, 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 zi mai să cu fluierat. De-o fost soare, de-o fost ploi, durudum, duru, duru, duru,
am crescut pe lângă oi, durudum, durudurudu, le cântam cu fluierat, durudum, durudurudu, uite, uite, uite așa, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, zi mai să cu fluierat. Stâna și bătătura, durudum, durudurudu, duru, oile și băcița, durudum, durudurudu, ele nisaverea mea, durudum, durudurudu, de-aia cânt cu fluiera, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, durudum, durudurudu, zi mai să cu fluiera. La ra 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 ra. Mândruță să fugim, la 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 la, în pădurea de măline, la 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 la. Hai mândruță să fugim, la 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 la, în pădurea de măline, la 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 la. Unde iarba necălcată, la 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 la, și gura nesărutată, la 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 la. Poiana pădurii, la 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 la, acolo ne vom opri, la 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 la. În poiana pădurii, la 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 la, acolo ne vom opri, la 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 la. Și-om șede jos între flori, la 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 la, ne-om iubi cu drag și dor, la 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 la. Acolo iar vom călca, la 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 la, și gura ne-om săruta, la 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 la. Acolo iar vom călca, la 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 la, și gura ne-om săruta, la 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 la. Și-om stat jos în iarbă verde, la 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 la, unde nimeni nu ne vede, la 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 la. Numai cucuși în ier, la 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 la, care cunosc pădurea, la 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 la. Numai cucuși în ier, la 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 la, care cunosc pădurea, la 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 la. Iarba și cu florile, la 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 la, carne și dragostile, la 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 la. Iarba și cu florile, la 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 la, carne și dragostile, la 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 la. Pe malul Mureșului crește floarea dorului. Pe malul Mureșului crește floarea dorului. Și-am cules o viorea, la 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 la, să-i o dau la mândra mea, la 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 la. Dar mândruța nu vrea cu odadorul altuia. Dar mândruța nu vrea cu odadorul altuia. Ea la floare nu se uită, la 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 la. Și nici vorba nu mi-a ascultă, la 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 la. Ia mândruță florile și lasă gândurile. Ia mândruță florile și lasă gândurile. De-i sta mult și te gândi, la 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 la. Altă fată n-o-i găsi, la 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 la.
și o să alergi în zor mereu, să culegi în locul meu. Și o să alergi în zor mereu, să culegi în locul meu. Floricica dorului, la 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 la, pe malul Mureșului, la 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 la. Floricica dorului, la 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 la, pe malul Mureșului, la 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 la. Strânge-o muda, nu știe, în mâneci o să fie. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Uită de-a lui sănătate, de mamă, tată și frate. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Să jucă frați în țărână, a să ceartă și poartă ură. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Pintr-o averi și pintr-o bani, ori ajuns din frați dușman, mă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Arză-te focul avere, mult mai faci pe lume rele. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Și frață ce-or fost odată, astăzi printr-o tine să ceartă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Să jucă frați în țărână, a să ceartă și poartă ură. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Printr-o averi și printr-o bani, ori ajuns din frați dușman, mă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Nu-i puțin ca să n-ajungă, dar nici mult ca să se scurgă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Nu uita că este o lege, ce-ai sădit, ai-ai culege. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Să jucă frați în țărână, a să ceartă și poartă ură. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Printr-o averi și printr-o bani, ori ajuns din frați dușman, mă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Hai să nu mai dușmănii, mă, și cu toți ar frați să fim, mă. La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la. Ba nu-l ai, mâne nu-l ai,
da la viață, tu ce dai, mă? La e la 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 la, la e la 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 la, la e la 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 la.